crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Cristina din Buzău joacă dublu sau nimic în dimineața asta în deșteptarea. Bine ai venit, Cristina! Bună, Cristina! Bonjour. Bună dimineața, bine v-am găsit! Simt în vocea ta că măcar 400 de euro ne iei astăzi. Sper, din tot sufletul. Am zis măcar. Măcar, da. Luca se uită ciudat la mine. Nu înțeleg, nu, chiar de ce te uiți așa la mine? Măcar 400, toți. Am zis măcar, înseamnă 400 sau 800. Minim am spus. Minim. Minimum 400, m-aș mulțumi și cu 400. Ce faci, Cristina, la Buzău? Bine, mulțumesc. Trăiesc. Ce să fac? Trăiesc, da. V-a făcut pod acum spre Vadul Pașii, sau cum îi zice. Bravo, ai fost la inaugurare? Da. De care parte? N-am fost. Păi cum, domne, acolo a fost inaugurare dublă? A fost și slujbă. Rar găsești. Da. Ce... Am citit în presa locală, doar atât. Foarte tare. Da. Și altfel? Altfel? Toate bune? Bine, toate bune, da. Da. Ok. Ești singură? Sănătoși să fim. Da. Ok. Atunci n-are rost să mai vorbim despre... cum e bine de gestionat ajutorul colegilor și putem trece la concurs, nu? Da. Bine, Cristina. Maestre? Începem? Da. Gata, domnule, hai să începem. 100 de euro. Cristina, pentru 100 de euro, spune-ne cât este cota standard a TVA-ului, taxa pe valoare adăugată, în România? Cât e TVA-ul? 9% pentru alimente, 19% pentru nealimentare, alcool sau tutun sau chimicale. Și mai e 5% în turism sau pentru produsele bio. De unde greșesc? Asta... Ce am zis? Standard. Standard. Da. Nu știu ce înseamnă. Yeah, 19%, da. 19%, poftim. Păi la alimente e standard 9%. Corect. Și da, și la alimente 9%. Și în turism 5% standard. Standard. Nu știu ce înseamnă excepția. Standard asta. Eu cred că 19% e excepția. Excepție nu... Da. Da. Ce să vă spun acum? Bine, deci nouă e standard la fructe. Alimente. Da. Corect. Am greșit cu ceva? Nu. Eu am greșit. Da. Și asumă greșeala, domnul Lucu. Da. Astăzi banii de el. E că îmi dau demisia de la întrebări. Rămâne să râd eu, nu? Da. Da. Da, măi. Da. Cum? Bravo, 100 de euro, Cristina, felicitări! Oricum, noroc că ai zis de aia nouă exact în ultima secundă, că se ducea timpul. Da, a început să spună... Da. Și mi-a lezneai mie situația. În fine... Bine, 100 de euro, ce facem, Cristina? Continuăm. Bravo. E normal, ce să facem? Suntem curioși ce întrebări mai are Luca. Lasă-mă în pace. A formulat foarte bine. Da. Hai să vedem. 200 de euro. Acum nu mai vine să întreb, știi ce zic? Hai, Cristina, pentru 200 de euro. Doamne ajută. Da, asta vreau să zic. Doamne ajută. Spune-ne cine este autorul teoriei relativității, celebra? Einstein. Albert Einstein. Autorul standard. Standard. Păi asta mă gândeam acum, știi? Că fiind teoria relativității, am poate e relativ cine a... Contribuții? Da. Știi ce? Dacă spune Cristina acum, Newton. Pentru că pe niște concepte... Contribuții din partea lui Max Planck. Și a fost și la Oitus. Da. A, deci Newton? Nu. Bine, ai 200 de euro! Nu, Einstein. Da. Einstein, e bine. Bine, Einstein. Newton era cu... Da, cu mecanica. Alte preocupări, și da. Și mai cum, da, Einstein? Da. A spus.
A spus Albert Einstein. Adalbert, dacă... Da. A zis. S-a zis. Ai ceva și cu Newton? Nu. Cristina, gata, ai făcut 200 de euro, mergem la 400, da? Da. Întrebările de aici sunt fără echivoc. Nu mai există dubii. Da, sunt întrebări standard. Da. Ai 200 de euro, Zina, dacă mergi la 400. Nu știu ce să fac. Gândește-te bine. Hai că n-a fost greu. Eu am mai spus-o. Ia în calcul și nivelul întrebărilor de până acum. Gândește că următoarele pot fi ceva mai grele, dar cât de grele în comparație cu asta? Știi? Decizia e la tine. The power is yours. Ține cont și de ce ți-am spus la început. Toptani! Mergem la 400. Bravo! Mergem la 400. Hai, fii atentă. 400 de euro. Cristina! Ca să uită îngrijorat cu speranță la mine. Da, nu, am devenit foarte emotiv, adică nu mai știu. Nu știu întrebările, serios, nu știu. Mai zis mie că nu mai pot desfășurător chestiune internă. Nu le schimbi, Cristina, când trebuie nu și schimbă nimeni. Da. Spune-mi, te rog, pentru 400 de euro și fă abstracție de micile noastre discuții din studio. Deci, pentru 400 de euro, Cristina, ce stat le-a făcut cadou americanilor Statuia Libertății? Zi un stat. Franța. A zis un stat. A zis un stat. Franța! Da? Da. Deci eu am început să am acum... Na, nu se poate. O să-mi trebuiască mult. Cred că trebuie să mă duc și la terapie. Am început să am îndoiele. Adică deja când citeam întrebarea, mă gândeam, dar dacă soclul s-a turnat în Belgia? Nu e adevărat. Știi ce zic? Au făcut-o cadou francezii, dar au luat-o de la belgeni. Care au zis și ea, doamne, nu ne dați banii, că vrem și noi să le facem un cadou. Bătălia hiturilor franțuzească azi, mă rog, spaniolă, după combinația lui. Bă, nu începesc, că a cântat Zaz în franceză și la refren a fost ceva spaniolă. Deșteptarea României, doamna Clotil. Acum întrebări cu Statuia Libertății, de unde provine? Pare că vrem să ne apropiem de francezi aici, la deșteptarea. Bine, e Cristina, zis, din Buzău, ai 400 de euro câștigați în această dimineață. Mulțumesc, și mulțumesc. La cum te-ai, la cum te-ai prezentat, e recomandarea mea este să mergi până la capăt. Eu pot să-ți fac o recomandare doar dacă ești de acord să ne spui ce vârstă ai. 54. Mulți înainte, Cristina. Recomandarea mea este, da, să mergi la 800. Vlad, care e recomandarea ta? Să se gândească bine și să ia ce decizie și să meargă mai departe. Cristina? Da? Îți las 6 minute să te gândești dacă mergi mai departe sau nu. Ia în calcul, repet, nivelul întrebărilor de până acum, felul cum ai răspuns, recomandările noastre, ce ți-am spus la început și toate astea, în 6 minute fă o analiză și vezi dacă ne întoarcem pentru 800 de euro, da? Bine, Cristina din Buzău are 400 de euro și se gândește dacă merge la 800. Revenim cu dublu sau nimic în 5-6 minute. 9:50, ne-am întors la dublu sau nimic. Să facem o scurtă recapitulare. Cristina din Buzău a răspuns la primele 3 întrebări, a câștigat 400 de euro până aici. Noi suntem real. Da, Cristina, ești cu noi. Bună dimineața din nou. Bună! Bună dimineața! Bravo, ne bucurăm că ești în continuare cu noi. A rămas că te gândești dacă mergi mai departe sau te oprești aici. Și noi te-am sfătuit să mergi. Doar să se consemneze. Hai să vezi că la final, indiferent dacă mergi mai departe sau nu, noi o să-ți adresăm ultima întrebare și atunci s-ar putea să-ți pară rău. Și uite, ți ofer un indiciu. Nu, așa. Nu faci asta. Întreb... O, îți permiteți? Te rog. Întrebarea e de la George Zafiu. Nu, mă opresc aici. N-are încredere în mine. Știi că George e băiat bun. Nu. Rapidist. Al nostru. Știu. Amândoi sunteți băieți buni, îmi sunteți simpatici amândoi, dar mă opresc aici. Bine. E răspunsul tău final, da? Da. Cristina, felicitări! 400 de euro la dublu sau nimic în dimineața asta. Bravo! Mulțumesc. Ai încasat frumos, adică nu e... La viața mea n-am câștigat nimic niciodată, așa că e o premieră. Bravo, cu atât mai mult ne bucurăm. Un bun început, bravo. Mulțumesc mult. Îmi pare rău acum că o să știi răspunsul la ultima întrebare și sper să nu trăiești pe urmă cu regretul. S-a putea să nu. N-are cum. Da. Eu așa zic.
având în vedere datele problemei, că știi sigur. Ce zic? Nu știi întrebarea, Vlad? Nu, nu știu niciuna din întrebările de azi. Sunt surprins, eu știu răspunsurile, dar întrebările nu le știu. Tu sigur știi răspunsul la întrebarea următoare. Hai să vedem, hai să-i dăm bătaie. Să zicem că 800 de euro... Poate dacă ai mai fi participat la alte concursuri și ai mai fi câștigat, ai fi mers și la ultima întrebare, Cristina. Iar aceasta ar fi fost pentru 800 de euro... Cine este regizorul filmului Lista lui Schindler? Nu mai știu. Mamă, ce bine că te-ai oprit. Da. Ormă, am văzut filmul, conștiință. Dar nu mai știu. L-am văzut de mult, nu mai știu care e regizorul. Eu de-aia te-am întrebat de vârstă. Da. Ca să știu dacă sunt șanse mamă, mari să-l fi văzut. Acum toate întrebările puse de mine o să devină un fel de bau-bau. Păi nu, da, tu ai preponderent. Preponderent, am zis. Întrebări din muzică și film. Preponderent. Păi stai și sport. Puțin. Da? Adică... Păi da, dar nu-s grele, nu-s neapărat grele. Dar, nu sunt, tocmai asta spun, că nu sunt foarte grele. Da. Mai ales că tu nu te uiți la SF-uri, tu nu te uiți la... Cristina! Este fratele lui Spielberg. Da, felicitări. Steven Spielberg. Mulțumesc. E cel care... Da. Supranumită România Spielberg. Spielberg. Spielberg e regizorul filmului lui Schindler. Bine, felicitări, bravo. Bravo, Cristina. 400 de euro. Dă-ne și nouă o fotografie cu tine ca să știm cine ne-a luat banii dimineața asta. Ai fost inspirată, felicitări. Mulțumesc. Colegi, ne oprim aici și noi. Până mâine. Nu de alta, dar uite, am câștigat și noi ceva experiență în dimineața asta, jucând dublu sau nimic alături de Cristina. Da, Luca. Nu nimic. Mă întrebări. Gândeam la standardul mâine, întrebărilor. Mâine e întrebări standard. Da. Da? Pe mâine dimineață, numai bine. Toate bune. Pa, pa. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.